Am revenit în direct și v-am promis încă de la începutul emisiunii că vom vorbi în această oră despre un acord de pace în 4 etape, un plan propus de italieni. Mai exact, ministrul italian de externe Luigi Di Maio i-a înaintat secretarului general al ONU Antonio Guterres un plan etapizat pentru un acord de pace în Ucraina, începând cu o încetare a focului și terminând cu un tratat privind teritoriile în litigiu și un acord multilateral privind garanțiile de securitate în Europa, potrivit presei italiene. Potrivit La Republica, mai exact. Planul a fost trimis și reprezentanților țărilor G7, Statele Unite, Franța, Germania, Canada, Japonia, Marea Britanie. Domnule Bobi Păunescu, ce știți despre aceste... Deci, practic, știu că se discută foarte mult și, practic, înainte să discutăm despre ce e vorba, că așa, pare cel mai, să spunem așa, potențial, logic, plan care... să ducă la pace, că la urma urmei ce trebuie găsită soluție este ca Ucraina să nu-și pierdă din spațiu, din teritoriu, să spunem așa. Cei care se cred în, sau sunt în minoranță, majoritate sau în minoritate față de ucrainieni sau față de sunt cetățeni ruși, să aibă dreptul la o anumită autonomie de, să spunem așa, lingvistică, culturală și așa mai departe, dar să nu afecteze teritoriul, granițele stabilite ale Ucrainei. El este în 4 puncte, da? Dacă, da? În 4 pași, să spunem așa, după cum spuneam, ca o foaie de parcurs. Se pare că este îmbrățișat, să spunem așa, de cât mai mulți lideri occidentali. Practic, la un discurs, să spunem așa, o negociere de tip... la negociere la care participa mai multe țări, pe lângă cele afectate în mod direct, cât și cele care, să spunem așa, ar avea decizie și, la urma urmei, cele care pot ajuta Ucraina la o reconstrucție, pentru că Ucraina este distrusă la ora asta, după cum bine știm, distrusă. Este, suferă foarte mult din punctul ăsta de vedere. Sunt orașe, într-adevăr, distruse. Absolut, absolut. Și, practic, treaba asta, sigur, pornește cu încetarea focului în mod imediat. Cu ca orice plan de pace trebuie să înceapă cu oprirea focului. Focului, da, cu demilitarizarea liniei frontului. Etapa a doua, asta e în pasul 2. În pasul 2. Demilitarizarea liniei frontului în pasul 2. Acum eram la pasul 1. Da, la pasul 1, sigur, mediere care se include țări precum Franța, Germania, Italia, Turcia, SUA, China, Canada, Marea Britanie, Polonia și Israel. Lipsește România din... Regia, vă rog, și pasul 2. Acum trecem la pasul 2. Lipsește România din pasul ăsta, ceea ce ne pare rău. Ne pare rău în sensul în care... ori Ministerul de Externe a României nu și-a făcut prezența, nu și-a făcut, să spunem așa, prezența simțită la nivelul, dar nu contează. Asta e important, să fie pace. Noi oricum avem un rol foarte important, avem asta un rol foarte important, dar trebuie să avem un rol și mai important și asta ține de Ministerul... E o ocazie pentru Ministerul de Externe să joace un rol mai pronunțat în relațiile diplomatice din această zonă a lumii. Din păcate, deocamdată nu-l joacă. Deci spuneam că... Deci, practic, aderarea în pasul 2 era vorba de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, da? Și pentru atingerea acestor obiective se propune organizarea unei conferințe internaționale de pace și așa mai departe, tocmai pentru a spuneam mai departe, pasul 3, putem merge mai departe, schimbăm la pasul 3, tot prin mediere internațională se propune să se discute despre disputa teritorială dintre Rusia și Ucraina. Propunerile formulate de Italia presupun autonomia deplină a Crimeei și Donbasului cu garanția ale dreptului de afiliere lingvistică și culturală, stabilirea unei autoguvernări depline și a securității, securității independente, dar în același timp, și subliniez chestiunea asta, menținând integritatea teritorială a Ucrainei și afirmând-o pe plan internațional. Deci nu a pierde aceste spații, ci le dau o libertate mai mare, cum ne dorim de altfel și pentru Bucovina, nu? La urma urmei. Dar nu în sensul de război, că oricum e o relație foarte bună. E important, că în acest punct se propune și ca acele granițe să fie respectate, pentru că aceste granițe au fost consfințite printr-un acord internațional foarte important. Noi dacă
acceptăm modificarea unei granițe de după al doilea război mondial și după acordurile făcute de după 90, după Revoluție, după colapsul Uniunii Sovietice, înseamnă că putem accepta, cum să spun eu, orice modificare pe motive de forță. Deci discutarea acestei autonomii, că ea poate să fie de tip sicilian, cum e Sicilia, poate să fie de alt tip. Din... Asta Alsacea, e o discuție, Alsacea, și... exact. Asta e o discuție care trebuie purtată de negociatori. Da. Ce tip de autonomie? Din păcate, este că în această propunere lipsește România. Cum spuneam, și nu în sensul că au ceva... Ca fi făcând parte, e doar o propunere. Pentru că nu suntem prezenți, da, nu suntem prezenți. Dacă nu, e doar prezenți, o propunere, da. Dacă am fi, cu siguranță, da, și nimeni nu, nu o face împotriva noastră. Mai găsiți cum e, copilul care nu plânge, nu mănâncă. Și că sunt la planul, pasul 4 și avem în așteptare pe telefon pe domnul Rusu și da. Nu vrea să-l ținem prea mult. E vorba de încheierea unei păci, să zicem, unui acord multilateral privind pace și securitate în Europa, care va reglementa relațiile între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Prin sarcinile prioritare se numără stabilitatea strategică, dezarmarea și controlul armelor, prevenirea conflictelor și măsurilor de consolidare a încrederii reciproce, de asemenea prevede retragerea completă a trupelor ruse din teritoriile ocupate, de care se presupune că va lega ridicarea treptată a sancțiunilor. Deci da, când adică lucrurile astea se întâmplă și practic toată lumea ar trăi mai bine. Hai să vedem răspunsul. El a fost pe 20 mai. Haideți să-i spunem bună seara și domnului Mihai Octavian Rusu, jurnalist român stabilit în München. Bună seara, bine ați venit din nou în direct alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie să fac câteva precizări la această propunere, cum bine ați numit-o. În primul rând, ea nu vine de la guvern. Din moment ce presa o aruncă în aer... Vine la miște externe, la Di Maio, da. De la guvern. Ah, ok, da. Vine la Di Maio. Dar ce trebuie, da. Ce trebuie să știm, să știm noi și cei care ne ascultă acum? Se referă la faptul că Italia a fost totdeauna împotriva sancțiunilor, împotriva embargoului. Deci Italia joacă un rol cu totul și cu totul aparte. Fiind și obligată, la urma urmei. Așa. Deci, pe de o parte, vorba de guvernul italian. Pe de altă parte, avem două partide extremiste care sunt pro-Putin. Avem Lega Nord cu Matteo Salvini, fostul ministru de interne, care se opune și care nici astăzi nu susține guvernul italian care a semnat sancțiunile. Și avem și Fratelli d'Italia, al doilea partid, da? Care este tot așa pro-Putin. Adică Fratelli d'Italia... Pro-Putin, nu aș spune pro-Putin, este relații pro-Rusia. Bune cu Putin, că ei sunt pro-Italia. Relații bune. Au luat chiar, au primit, ce am citit din presa germană, presa serioasă, au primit chiar bani, așa cum au primit și ungurii, așa cum au primit și francezii. Și românii au primit, să știți, și românii au primit. Și românii. A, așa, da? Deci au primit bani. Deci, și se cunoaște lumea... chestiunea asta, se cunoaște și la noi, la procuratură, da. Și partea, în Ministerul de Finanțe. Da. Partea cea mai importantă... Sau poate n-au și e-mail-ul. Dar partea cea mai importantă este următoarea. Că numai puțin acum câteva zile, la summitul de la Bruxelles, de la începutul săptămânii, toți membrii Uniunii Europene au ajuns la acest consens, inclusiv cu Ungaria, pe embargo și pe sancțiuni. Vorbim acum de un pachet de 6-7 sancțiuni, care este definitiv. Singura chestiune care se pune sub semnul întrebării este o chestiune hilară, și anume, spunea primul ministru Victor Orban, domne, patriarhul Kiril de la Moscova să nu fie pus pe lista sancțiunilor. Dar patriarhul Kiril de la Moscova este acela care susține pe Putin și se roagă pentru Putin și armata rusă în aceste operațiuni, să spunem, în operațiunea specială. Pe de o parte. Pe de altă parte, m-a impresionat cum Victor Orban și, în general, maghiarii care sunt catolici se interesează și protejează un patriarh care este ortodox. I-a apucat dragostea, domnul Rusu, i-a apucat dragostea subită de frații ortodoxi. Poate așa se naște unină. Deci, patriarhul de la Moscova este acum în conflict deschis cu Biserica Ortodoxă de la Kiev. Biserica independentă. Și Biserica Independentă Ortodoxă de la Kiev este susținută de patriarhul Bartolomeu de la Istanbul. Deci, Constantinopol, de la Constantinopol. Ortodox este împărțit în acest moment. Nu știu unde este, nu știu unde sunt tocmele lor, nu le văd. Domnul Mihai Octavian Rusu, aș vrea să vă opresc doar o secundă. Nu sunt împărțite. Kiril a rămas total marginalizat.
este în afară, da, nici credincioșii așa. Lui nu-l mai da. Cred. Deci Kiril da. Al Moscovei să mergem, este să marginal, este da, marginal. Dați voie să mai, vă mai dau un nu, nu este, adică să nu credeți că este vreo fractură în ortodoxie, nu. Nu, nu, nu. Kiril a devenit o sectă și am proprietatea termenilor care promovează războiul și crima. Este da. O sectă a ortodoxiei. Patriarhul da. Kiril de la Moscova este ca și cum ar fi omul satanic. Are crucea, are deci, crucea ca, aia, ca, la ca și cum ar fi omul satanic. Are crucea ca la susține Rolls Royce, crima, susține dezastru. Au atacat azi din nou Kievul cu bombe, cu, da, cu rachete de la mare. Să termin ideea, da? Ca să înțeleagă lumea. Chiar în Ucraina, cele două biserici ortodoxe, aceea pro-rusă, care se uită spre Moscova, dar și aceea pro-Kiev, care este, să spunem, pe religia națională, nu ortodoxă, sunt în mare conflict, în așa fel încât foarte mulți credincioși care erau pro-Moscova se duc acum în partea pro, în biserica ortodoxă pro-Kiev și biserica ortodoxă, inclusiv parlamentul de la Kiev, va da o lege de naționalizare a unor bunuri, a unor proprietăți ale bisericii ortodoxe pro-Moscova. Acum vreau să închei aici ideea cu partea italiană cu această propunere, care e foarte frumoasă, dar nu poate să depășească ca valoare, ca importanță ceea ce s-a semnat și în această săptămână la Bruxelles de către cei 27 de membri. Altceva vreau să adaug în contextul italian pe care dumneavoastră l-ați discutat în prima parte, și anume valorile italiene care sunt în România și apropierile. Trebuie să vă spun într-o carte pe care v-am mai prezentat-o, Unfair Play, scrisă în 2011, și în care România joacă un rol foarte important, îi sunt acordate vreo 28 de pagini. Colegul nostru, ziaristul german Jürgen Roth, spune la un moment dat așa, despre investițiile italiene în România. Camora și Clubul Bambu al High Life-ului din București. Este un stabiliment extrem de scump, dar foarte căutat de VIP-uri, sportive sau nesportive, spun eu, din capitală. Este proprietatea italianului Giose Castellano, nepotul signorei Camora, cu Peta Maresca, una dintre cele mai importante conducătoare ale organizației mafiei. Dacă îmi dați voie, puțin, auziți, nu, este considerată, așa că să luăm din ce scrie, că nu sunt procurori aici, să știm, este prima femeie care a fost, pentru o perioadă scurtă, șefa Camorei. Dar nu înseamnă că băiatul dânsei n-are nicio, nu e căutat aceasta internațional. E... De acord, noi nu putem arunca asupra deci lor, dar avea ceva. Da. Asta vreau să spun. Domnul deci... Ponescu, eu vă dau știrea care a apărut în această carte și care se duce în toată știu, lumea. Știu, se discută și la noi foarte mult treaba asta, dar eu doar singurul pe care vreau să vi spun că nu obligatoriu, în mod obligatoriu. Nu e obligatoriu, sunt de acord. Băiatul poate să ducă o activitate normală. Poate să fie în altă mafie? Poate de-aia pleca, nu, poate de-aia pleca din... Adică poți, dacă ești în Camora, mai poți să fii și în alta. Nu trebuie să fii, nu poți. Da, domnilor, mai am... Ești la PSD și la PNL. Nu merge. Vă rog, ne scuzați. Am două chestiuni care sunt ultra oficiale. Județul Bihor, sub observație... Acolo vorbim de mafie, dacă vreți. Din RFG și din Italia. Putem vorbi de mafie acolo, la județul Bihor, dacă vreți. Raportul Serviciului de Informații Extern German din 2010, referitor la grupurile mafiote din Oradea. România este o zonă clasică de retragere a mafioților, mai ales din Cosa Nostra. Declarații ale membrilor arestați din Drangheta, Camora și Sacra Corona Unită indică faptul că de la mijlocul anilor 90 aceste organizații mafiote au venit în România și pe lângă refugiul găsit și-au investit bani... Să ne amestecăm, stați puțin, să ne amestecăm lucrurile. Santa Corona Unită este la Bari, da, în Puglia. Andrangheta este în Reggio Calabria, e în sudul Italiei. Cosa Nostra e în Sicilia. E vorba de diverse da, ele nu se înțeleg între ele, să știți că ele nu se înțeleg între ele. Deci ele nu sunt toate în același loc. Având în vedere afinitatea, limba și așa mai departe, de-aia era și o prezență foarte mare. Am participat la filmul Gomora, care a câștigat la Cannes, care tocmai discută de subiectul ăsta, produs de Domenico Procacci, Fandango, care a distribuit și filmul francez ca filmul meu. Cunosc foarte bine chestiunea asta. Ideea este că aceste mafii, sigur că
Ele se află în principal la Londra, la Paris, la New York, la peste tot unde centrele economice autorul, principale. Da, da. Autorul Nu judec, într-adevăr, în România. Autorul arată era un domn, prezența. Un mare ofițer al Interpolului, domnul Paolo Sartori, care a fost prezent aici în România, da. Care apare și în cartea Gomora, care, cum se spune, este un star al Interpolului internațional, da, care cunoaște foarte bine situația. Am avut ocazia să îl cunosc de mai multe ori. Și un tip care și-a dedicat viața și mulți alții din Italia. Care, dar ce și unul care a supraviețuit, pentru că mulți... Da. Și ții un risc când faci un lucru, cum ne luăm și noi un risc, să știți că nu e ușor, și eu primesc amenințări pe telefon, mi se explică că nu știu cine moare, nu știu ce face. Mă rog, dar pe scurt, ca să, sigur, respectând proporție, un singur lucru pe care vreau să-l spun e să nu cădem niciodată în ideea că românii sunt toți de un anumit fel sau de un alt, așa. Deci există și de aia, și de aia, și de ailalți. Da. Există oameni, oameni din Camora, de exemplu, sau din Cosa Nostra, care în Sicilia, sau din... care nu vor să fie parte din... s-au născut într-o familie și vor să plece de acolo. Trebuie să nu pierdem firul. Este vorba de constatările, de investigațiile făcute de acest ziarist german. Și acest ziarist german ne mai dă încă o probă. De data aceasta este raportul poliției din Roma cu privire la coruperea unui polițist din Bihor. Există dovezi despre legăturile unui alt ofițer din Bihor, din Oradea. Doar unul corupt. Domnul Rosu, dar asta era cu 15 ani. Domnilor, de atunci sunt mii de polițiști corupți, nu e unul. Așa cum e firul. Deci este vorba de legătura unui ofițer. Iar conform informațiile noastre ale poliției italiene, ofițerul a venit la post, întreține relații cu firme românești apropiate organizației criminale Camorra. În continuare, înalți funcționari din cadrul serviciilor secrete întrețin legături subtile cu politicieni și oameni de afaceri. Pe acest teren fertil, scrie neamțul, organizațiile mafiote italiene găsesc un cadru ideal de investiție al câștigurilor ilegale în întreprinderi nou înființate. Și cu aceasta... Dumneavoastră aveți ceva cu cei din Oradea, cred. Cred că dumneavoastră aveți ceva cu cei din Oradea și din Cluj, că sunt foarte aproape. Nu. A, din carte, carte. Am înțeles. Da, așa. Și ca să punem cireașa pe tort, acum... spune tot autorul, colegul nostru, ziaristul german, sinteza serviciilor occidentale despre Oradea Bihor din cartea Unfair Play. Trei imagini sar în ochi trecătorului prin Oradea. Numărul mare de stații de benzină, ceea ce e bine acum, numărul mare de cisterne care transportă benzină și numeroase societăți italiene cu nume sonore. Așa, deci... Dar să știți că trebuie să vă spun un lucru. Au găsit o soluție senzațională. Acele cisterne care transportă, mă rog, benzina, țițeiul sau ce e acolo, au găsit-o pentru a fi o cantitate și mai mare să intre în... Da. Ele vin în formă praf. Și când se deschide, coboară un praf alb care se transformă în petrol. Domnul Păunescu. Și se distribuie în toată Europa. Da. Domnul Păunescu și cu domnul Bostan, ceea ce am prezentat eu ca citate apar în toată presa și în toate guvernele occidentale. Dați-mi voie să termin. Sunt pe masa guvernelor occidentale. Deci când este vorba de a discuta despre România, se iau în considerație și aceste chestiuni. Aveți dreptate, eu aș vrea să intervin. Pot să vă asigur și imediat, vă las imediat. Nu e clar. Să lăsăm pe domnul Bostan. O să clarifice domnul Bostan. O secundă. Să știți că nu numai asta de curând este atenția foarte mare pe acea zonă a României. Din păcate, sperăm să nu fie adevărat și lucrurile să se rezolve cât mai rapid, dar este o mare atenție și peste ocean. Pe un ministru de interne a venit de acolo. Și mai vin și alți miniștri, dar nu despre asta. Așa. Dar totuși, acolo se schimbă numele unor poduri și dacă ne aducem aminte. Da. Din nume românești, nume, nu știu ce, ardelenești sau ungurești. Așa. Ideea este, ce vreau să vă spun foarte pe scurt. Revenind la ce am pornit, la cei patru pași propuși de către domnul ministru Di Maio, da?
mă deranjează foarte mult, am luat o glumă, dar mă deranjează foarte mult că nu este România între țările care trebuie să ia parte la această discuție. Nu știu cu e vina, dar lucrul ăsta trebuie îndreptat cât mai rapid. Și să știți că treaba nu pleacă numai de la Oradea și este vorba de Oradea, Sibiu, Cluj, dacă vă uitați mai, mai mult în presă. Am avut timp. Da, aici era vorba de Bihor. Da? Da. Și, și are legătură și cu Münchenul, să știți, pe da, da, da. Și, și Portugalia are legătură. Da. Și cu Portugalia, da. Că e o frăție așa. Da, da. Domnul Păunescu, apropo de ce ați anunțat dumneavoastră în prima și în a doua parte despre acea divizie anti-americană, ea este, și probabil că domnul Bostan chiar nu crede că e de necrezut, dar documentul, declarația cea mai importantă de mare valoare ca probă vine din partea fostului general Ion Mihai Pacepa, care acum câțiva ani a declarat, întrebat fiind cum vede serviciile secrete românești, că există într-un serviciu românesc o divizie, o divizie anti-americană. Iar divizia, divizia anti-sovietică, care era în Centrul de Informații Externe până în 1989, a fost un celebra unitate militară 0110, condusă de generalul Nicul Cioi, pe care eu l-am cunoscut în condiții nefericite pentru el, fericite pentru mine, la un meci de tenis, Steaua Dinamo, la Brașov. Așa. Și-a câștigat Steaua. Acum vreau să vă dau câteva argumente de ce cred unii și după ce am văzut, România nu poate deocamdată să fie lideră regională. În această regiune a Balcanilor, domnule Bostan, Croația acum și-a depus documentele ca să treacă în spațiul euro, adică să folosească euro. Da? Și îndeplinește în acest moment toate condițiile. Vi le voi spune imediat. Bulgaria, prim-ministru, noul prim-ministru Petkov, a vrut ca să treacă la euro. Însă nu poate, pentru că criteriile sunt următoarele. Bulgaria, ca și România, nu îndeplinește standardul european, nestabilitatea prețurilor, incompatibilitate între dreptul european și cel național, stat de drept, funcțional de funcțional, cum vreți dumneavoastră, mai ales când este vorba de lupta eficientă împotriva corupției. Și avem aici pe noua Procuroare Generală Europeană, Laura Cotruța Căveșii, care are dosarele pe masă, e vorba de dosare românești, subiect care se înscrie, domnule Păunescu, perfect în ce aveți noastră cu laptopul, cu 400 de miliarde de euro furate de 30 de ani. Deocamdată s-au ajuns la 262 de miliarde, clare. S-a sunat la Ministerul Justiției, s-au spus că persoana care se ocupă de treaba asta e în concediu. Probabil că trebuie să o așteptăm. Dar vrea domnul Bostan să spună ceva și nu vreau să se supere, că și așa s-a supărat pe mine și nu mi-a mai dat apă. Nu mi-a dat apă. Nu, n-am terminat chestia cu Italia. Ați aruncat niște citate dintr-o carte scrisă acum 14 ani, 15 ani, nu știu, 2011 acum a zis. 10 ani. Publicate, da? În 2011. Da, în 10 ani. Deci ai bazat pe cercetări făcute acum 15 ani. Da. Deci nu putem lăsa o imagine, domnul Rusu, nu putem lăsa o imagine falsă că Italia, că Italia a adus în România mafie, că, domne, ca în orice țară, și noi am adus orice și țară mafie, are uscături. Eu am fost, m-am circulat prin toată lumea asta. Orice țară are uscături. Acum, revenind, vreau să vă spun că sunt companii italiene foarte puternice în România, cu sute de mii de angajați și locuri de muncă. Lăsând lucrurile astea așa, domne, doar că sunt niște firme că au făcut mafioțenii. Noi am început emisiunea cu imi Italiei. Ar trebui cumva că aruncați o imagine acum ca și cum am fi împotrivă. Eu vreau să intervin să nu se rămână, domne, sunt niște lucruri de acum 10 ani. Ele au fost publicate de toată presa română. Ce a spus dumneavoastră a apărut în presă. Au fost și condamnări pe anumite, au fost arestări de atunci până acum. Da. Deci s-au întâmplat niște lucruri. Nu cer nimic în presa română despre aceste constatări. Google, și am văzut acum o săptămână la televiziunea germană procesul marilor mafioți, acelor 200-300 de mafioți. Asta am văzut, e Italia. Asta e Italia. Italia am văzut, e vorba de marile grupuri mafiote. Și ceea ce nu credeam noi că justiția italiană va face, a făcut. E foarte este bine. Exemplu pozitiv.
Este un exemplu extraordinar. Ideea este că să nu rămână imaginea că Italia ne-a adus nouă. Da, ideea este la fel cum imaginea României în Italia, iar e cumva afectată nu de... Nu vorbim de imaginea României, că eu am lucrat în mod... Criminalitatea, direct, exact. Film pe tema și asta e afectată. Ideea și este, acolo. Numai o secundă, aveți dreptate și noastră, aveți dreptate și noastră. Ideea este că Italia face, e frate de-al nostru. N-avem, deci, cum să spun, și avem șansa că acest frate să aibă peste 50% din monumentele istorice ale lumii pe teritoriu. Deci, practic, asta ne leagă într-un mod foarte puternic de principala sursă, că e Dacia, că e Tracia, că e, cum vreți să zic, spuneți, columna lui Traian. Roma, columna lui Traian, toate, eu știu, toate statuile de la Coloseum, alea mari sunt cu liderii daci și așa mai departe. Dar ideea este că Italia a venit cu ce bun, dar n-are, având în vedere că e o țară latină care ne seamănă foarte mult, că și noi avem lucruri rele aici și din păcate la noi rău e mult, nu atât de rău, pentru că la ei e consolidată povestea asta, dacă vorbim de mafie, da, să spunem, toată povestea asta, știți, a început cu agricultura, de mult, în Sicilia, da. Pe vremea, știți cum a pornit toată povestea asta, lucrul s-a lungit, foarte multe au fost, de exemplu, la banda de la Maniana, la Roma, care era o altă mafie care a fost anihilată pur și simplu. Andrangheta, care este destructurată de către poliția italiană. Cosa Nostra în Sicilia, să spunem așa, sigur, trăiesc într-o insulă și cu o independență. Dar nu prea mai sunt acolo, ei sunt în toată lumea. Da. Și în cazul nostru, noi am adus și cum să spun eu, ajutat. Dar misiunea asta nu e să dăm imaginea negativă asupra Italiei. Nu. Este vorba de un exemplu de transfer, de import sau de export, de moralitate sau de imoralitate. Și vreau să vă spun că în Germania, deci restaurantele italiene care sunt deschise, care funcționează, sau cereri italiene pentru deschiderea unui restaurant, sunt totdeauna cercetate de poliție. Și aici. De motivul... Și aici au fost. Aici, au fost și aici. Așa, cât timp era domnul Paolo Sartori la Interpol, țin de că erau și aici, la fel. De motivul de a afla de unde vin banii. De unde vin banii. Și mai vorbeați înainte de evaziuni fiscale, mai ales în România. Imediat ajungem acolo. Vreau doar să vă spun că să știți că, dacă tot vorbim de Germania, să știți că în Germania un lucru care nu face atât de mare onoare, după cel de-al doilea război mondial, italienii erau numiți, cei care veneau la muncă dintr-o țară săracă, erau numiți Itacăr, dacă mă aduceți aminte. Da, ca și portughezii. Itacăr, numai secundă, veneau Itacăr și scriau pe restaurante, scrie accesul cu animale și cu Itacăr interzis. Da. Deci n-aveau voie în restaurante. Deci asta e după război, nu vorbim de... Deci ideea este că nimeni nu-i, cum să spun eu, nu putem fi niciunul, nimeni nu poate să anunce primul piatra, cum spunea domnul Bostanto, vrea să anunce piatra. Aș vrea să dăm niște nume de companii italiene, nu le putem, că sunt branduri puternice care lucrează în România. Sub ansamblu auto, sute de mii de joburi, companii bancare, financiare, cele mai mari din România, mai departe, companii de energie. Deci sunt aici, automotive. Da. Adică de ce nu... Haideți să mergem de să mergem și pe partea mare pozitivă. Pe treaba asta. Adică nu putem să... Noi în această emisiune avem lucrurile importante. Da, vorbim de lucruri importante. Lucrurile importante. Dacă am atins o latură... Ce v-am prezentat eu e foarte important, domnule Bostan. E foarte important. Ce v-am prezentat e foarte important. Da, o mafie de acum 15 ani. Nu, mafia există în continuare. O mafie de acum 30 de ani care încă funcționează și astăzi. Da, corect. Așa este. Și funcționează și la nivel politic și în Parlament și așa mai departe. Nu mafia italiană. Nu mafia italiană e problema în România, domnul Rusu. E o chestiune absolut marginală. Nu e asta problema. Nu e asta problema. Problema o avem la graniță, imaginea sub dumneavoastră. Vedeți sub dumneavoastră imaginea. Asta e problema României. Da. Dar mai e o chestiune. Atâta timp cât este denumită problemă, e o problemă, să știți. Dacă este o problemă, mafia este o problemă. Acum, ce trebuie văzut și cum acționează, ce activități fac, trebuie luat fiecare caz cu fiecare caz și asta trebuie să facă procuratura. Dar procuratura sau Ministerul de Finanțe prin ANAF și așa mai departe. ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, nu trebuie să ducă războaie conduse de către oameni din Sibiu pentru antreprenorii români. Asta e greșit total. Nu e din Italia, nu e din Germania, nu e de nicăieri, e din România, de la Oradea. Oradea, Sibiu, Cluj. Asta e un lucru clar, fapt clar, care se găsește și în rapoartele numite credibile de către Departamentul de Stat al Statelor Unite. Deci astea sunt niște fapte clare și s-au întâmplat anul trecut.
Și anul ăsta în continuă. Domnul Păunescu, ceea ce spuneți dumneavoastră arată pasivitatea, o punem în termeni politicoși, pasivitatea autorităților române. În anumite cazuri. Sunt și oameni care își fac activitate. Cazuri. Sunt mulți care își fac cazuri, care luptă pentru chestiunea asta și există foarte mulți în Serviciul Român de Informații care duc această luptă și care o fac. Sigur, și acolo sunt, așa cum vorbeam de primul ministru, că activitatea dânsului este subminată, în mod, așa o văd eu, de unde o văd eu la chestiunea asta. Cum de altfel este subminată și activitatea unor companii italiene de care vorbește domnul Bostan și de care am cunoștință, companii italiene care fac treaba cum trebuie, companii italiene 90% care... din ele, 90%. Domne, știu, eu vorbesc de ce cunosc eu, eu vorbesc de ce cunosc eu în mod clar. Da? Da. Tocmai mai anunțasem de Enel, da? Mai departe. Deci activitățile unor companii nu sunt împotriva sau pentru sau nu știu ce, dar vreau să vă spun că există niște lucruri care când se calcă niște interese ale acestei mafii, care nu e mai italiană sau nu știu ce, e o mafie politică românească condusă de la Moscova, dar cu intermediul, prin intermediul, că vorbează Italia. Și Franța a avut contracandidat la ultima etapă, să zicem, de alegeri, contracandidat rus. Ce vorbim acum? Vorbim de... Da? E, ideea este că revenim la povestea asta, pe toată treaba asta, e, nu se mai, nu se, pentru că încalcă niște interese, nu se mai poate negocia, nu se mai poate discuți cu companii mari italiene importante, da? Care nu sunt împotriva americii sau germanii, sau își desfășoară activitatea în mod coerent și corect și legal în România, dar sunt subminate în mod frecvent și ca imagine și ca... Sunteți de acord cu mine sau nu, domnul Bostan? Da. Deci ideea este că la treaba asta trebuie văzută și ce-mi doream foarte mult și o să discutăm imediat după publicitate, sunt două chestiuni foarte clare care, odată cu venirea, presupun că odată cu venirea noi un ambasador american în România, vor fi discutate din ce în ce mai... Sigur, odată anticorupția, care este principala temă, după aia declasificarea dosarelor dinainte de 89 și după 89 până în prezent, dosare care sunt în cadrul, eu știu, Ministerul de Interne, serviciile interne, externe ale României, Ministerul Apărării și cu serviciile ca atare, da? De la Ministerul Afacerilor Interne, o să dăm un, o să vă arătăm pe ecran, mi s-a răspuns că ei nu primesc mesaje. Deci SRI-ul primește, SIE primește, Ministerul Apărării Naționale primește, Ministerul Afacerilor Interne nu primește. El nu se ocupă cu apărarea intereselor românești, dar pe scurt la toată chestia asta, revenind la povestea asta, spuneam că declasificarea dosarelor care au legătură cu încălcarea drepturilor omului în România, cele dinainte de 89, dar și cele după 89, asta e obligatoriu, cerem chestiunea asta și, sigur, cine vrea să ne asculte, ne ascultă, cine nu trebuie, nu? Iar a venit de un producător, mă scuzați, să ne oprească, dar trebuie să termini de asta. Iar Ministerul de Finanțe, având în vedere că s-au găsit până acum 260 ceva de miliarde bani românești aflați în sănătate, a cărui taxe, conform tribunalelor din țările unde s-au găsit, da, 200 deocamdată clare, da, nu și-ar fi plătit taxele aici sau ar fi lucruri ilegale la mijloc, Ministerul de Finanțe este obligat, după părerea mea, în loc să se ducă să împrumute, să împrumute cetățeanul român în sănătate, da? Deci la urma urmei povara cade pe cetățeanul român, da? Ca să, până astăzi, stimați spectatori, până astăzi cade povara asta. Îi vom braca așa că România se îndatorează, nu, dumneavoastră, eu, dânsii, toți care sunt cetățeni români se îndatorează. Și mai întâi trebuie mers asupra acestor bani, luați acești bani și după aia ne împrumutăm să vedem că acești bani înseamnă cam de două ori datoria publică a României. Adică toată datoria pe care o avem. Și o să discutăm imediat după publicitate. Nu asta vreau să spunem de publicitate. Și da. ce ne avem voie să atingem? Ce subiecte? Că spuneți SPP-ul, nu avem nicio... Care nu mai avem? Mai spuneți? Da. Ok, luăm publicitate. Glumeam, era o glumă. Vă rog. Doamnelor, domnilor, am revenit cu ultima parte a emisiunii și înțeleg că autoritățile, bineînțeles, cea mai importantă, înțeleg că autoritățile prețuiesc comunicarea cu dumneavoastră. Imediat arătăm, numai o secundă, nu că prețuiesc, cu cetățeanul român, în general, trebuie prețuit, pentru că el este cel care plătește salariile dânșilor și serviciile. Dar spuneam aici de două puncte foarte importante, declasificarea dosarelor care au legătură cu încălcarea drepturilor omului în România înainte de 89 și după 89, cum spunea de altfel domnul director al Serviciului Român de Informații, domnul Helvic, că ar fi fost bine să se declasifice
încă de la Revoluție toate aceste dosare, da? Și ele nu s-au întâmplat și ar fi de... Dar ce vreau să văd mai interesant de treaba asta? Am scris acest pe Instagram, am trimis și am către Științare, către Ministerul Afacerilor Interne, cum mi se părea normal, Ministerul Serviciului Român de Informații Interne, Serviciul Român de Informații Externe, Ministerul Apărării Naționale. Toată lumea, toți s-au primit, nu știu ce s-a întâmplat, a ajuns acolo, însă avem un răspuns de la Ministerul Afacerilor Interne, care spune, nu poate primi mesajul tău. Acest utilizator nu permite primirea de mesaje. Noi de la toată lumea. Adică sunt oameni de la care poate primi... Nu, asta e pe Instagram. Pe Instagram. De are o setare greșită la pe comunicare, pe la minister. Rezerve, ar trebui să-și o rezerve, cred da. Că ei, nu că au bani mulți acolo. Da? Deci eu am trimis la toată lumea, n-am primit de la nimeni altcineva așa ceva. Vedeți sus, poate da și sus să vadă că de la Ministerul... Uitați, Ministerul de adică Interne. Ei primesc doar de la prieteni, probabil, sau de la followers. Da, de deci la o parte. Să știți că abuzul pleacă de aici. Faptul că doar de la o parte și nu de la toți. Iar chestiunea cu banii, nu trebuie să vă supere că cer o chestiune, nu. Să-i salvăm pe oamenii care au banii strânși în sănătate, că văd că sună, că sunt oameni agitați că au banii strânși în sănătate, și avem pe listă, da, sunt pe listă, dacă aveau o semnă de întrebare, sunt pe listă, după cum puteți să-i vedeți pe asta, da? Ideea este că nu cerem să se întâmple nimic greu decât să plătească banii, taxele în România și sigur, având în vedere că s-au bucurat de banii ăștia în mod mai mulți deci, ani, să plătească un mic fi și ca să fim pe limbajul multora dintre dânsii care sunt fani pro-Putin și Putin și președintele Putin a cerut același lucru. Să își aducă banii înapoi în țară, să plătească taxe și să execute chestiunea asta. Având în vedere că am văzut că este foarte mare agitație pe treaba asta și... Deci celelalte ministeri au... Trebuie observat totuși, Bob Ponescu. Seriu a răspuns. Au conturi de Instagram pe rețele sociale. Seriu a primit, SIA a primit, Ministerul Apărării Naționale a primit, Ministerul Afacerilor Interne care se ocupă de securitatea cetățeanului. Ei, poate era în afară. Nu, e o setare, Bobby Bonescu, e doar o setare. Atenție, de Instagram. Ministerul Afacerilor Interne nu poate primi mesajul tău. Nu zic că e de la mine neapărat. Acest utilizator nu permite primirea de mesaje noi de la toată lumea. Acum să definim care ce înseamnă toată lumea. Adică de la domnul Bostan o primi? Că trimitea de la dânsul nu dacă știu, era. Da. Nu știu. Poate primește. Nu, e o setare. Eu fiind, bun, Ponescu, nu? Probabil n-ai dat follow deci, la pagina să abuzul, probabil nu ești prieten cu pagina. Da, nu, eu sunt prieten cu România în general. Ideea este că și sunt român și mă mândresc cu chestia asta. Dar uite că de la Serei ți-a primit totuși. Și de la SIE mi-a primit. Și de la SIE, da? Și de la Ministerul Apărării Naționale mi-a primit. Este totuși faptul îmbucurător este că aceste instituții au comunicare pe rețele sociale. Pe mine a fost o surpriză să fac chestia asta că, și te-a trimis la președinție și la guvern. Peste tot îți primite aici, nu numai de la e o setare. Da, mă rog, să zicem că se rezolvă. Ce ceream în chestiunea asta? Spuneam doar că se declasifice dosarele care au, făcut urmarea abuzurilor drepturilor omului înainte de 89 până în prezent și mai jos spuneam că... Dar de ce e în engleză? Le scrie în limba engleză? Da, ca să poți să-ți toată lumea, da. Aha. Da. Că nu se... Da, n-am înțeles. Am norocul deci ca... nu-i tradus automat. Deci, nu, am norocul ca pagina mea de Instagram să fie citită și de alte ambasade și de alte... Am înțeles. Și de asta și trebuie obligatoriu, engleză, cum să spun eu, având în vedere... E limba de circulație internațională, cea mai importantă. Da, și mai jos... Vorbeam de Lisabona, vorbeam de Radio Europa Liberă și spuneam că am văzut un serial pe Netflix care se referă tocmai la chestiunea asta și faptul că anumite, să spunem așa, dezertări, aici supărat și Germania Federală, supărată și CIA-ul, supărat și Serviciile Române de Informații Externe dinainte. Că oameni care ajungeau acolo cumva într-o trilateră înțelegere, să spunem așa, au ajuns să fie preluate de către un fotbalist sau nu știu ce, ceva care joacă pe la mine, așa, până din altă parte, și au ajuns la Ghereu, da, pe vremea aia. Și practic, ca urmare acestei chestiuni, nu vreau să intru în detaliu, nu vreau să dau nume pe treaba asta, deși dosarele sunt aici, a avut un efect foarte puternic în Portugalia, unde știți că era o altă antenă, am aflat mai și am văzut în serial. După cum știm, Radio Europa Liberă, care era în ajutorul României de atunci care se lupta și se lupta pe bune, era plătită la început de CIA în mod direct, după aia de către o comisie a Congresului American, dar ca urmare acestor chestiuni, foarte mulți oameni au murit înainte de au murit în Portugalia, dar nu cei care
practic susțineau activitatea Radio Europa Liberă. Nu sunt eu la care trebuie să aducă lumină în chestiunea asta, ci doar să pună lumină peste toată chestiunea asta pentru a ajuta lumina din interior. Vă rog, atenție, vocea pentru domnul Rusu, că nu-l auzim. Ați anunțat dumneavoastră, am cerut noi, angajații, redactorii Departamentului Românesc de la Europa Liberă, prin directorul nostru, care ne urmărește din ceruri, Nicolae Stănescu, Stănișoară, care a cerut și a plecat cu șeful protecției noastre, șeful, că și noi eram contrainformativ, eram controlați, și au venit la București și au stat de vorbă cu generalul Măgureanu ca să dea drumul la dosare. Și promisiunea de la București a fost, da, domnule, o să dăm drumul, până la un moment dat n-au mai fost găsite dosare. De ce? Pentru că și noi redactorii, aveam bănuielile noastre că anumiți colegi ai noștri n-am și eu de treaba asta. Întors. Da, n-am și eu treaba asta. Iată că ele se au aflat așa. Acum. Da, acum am și scriptic, dacă vreți. Nu am eu voie să fac așa ceva și nici n-aș face asta împotriva statului meu. Statul meu trebuie să facă treaba asta. România, nu eu. Deci aici a fost o acțiune internațională americano-română, pentru că este vorba de o instituție oficială din primele 100 de instituții publice ale guvernului de la Washington. Și deocamdată nu știm absolut nimic, deci ar fi foarte susțin cererea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult și în orice ocazie vă stau la dispoziție, pentru că nu numai dosarele Europei Libere sunt importante, și alte dosare, că au fost cetățeni români care întotdeauna au fost vă referiți la 2 CV-le, nu, în general, așa, la, da. În general, da. Da, 2 CV-le altceva, dar e cu, da. Era 2 CV-le altceva. Era da. O la Vocea Americii. Apa, au zis Vocea apa trebuie încercată la mar, să vezi dacă e rece caldă, și după aia era 2 CV-le. Da, și după aia mergeai mai departe. Domnul Păunescu, trebuie să mai fac o completare la ceea ce faceți dumneavoastră și faceți extraordinar. În această săptămână, președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, s-a dus la Varșovia. S-a dus la Varșovia după marele scandal care a avut loc ani de zile și care costa Polonia 36 de miliarde de euro. Polonezii, guvernul polonez a declarat oficial parlamentar prin președinte că a desfințat SIJ-ul, secția de investigație a judecătorilor sau magistraților. Și acum au drum liber pentru 36 de miliarde. În România, aici am vrut să ajung, discuțiile pe tema SIJ-ului, pe tema secției de investigație, continuă, pentru că noi nu știm ce se întâmplă cu ea. Oficial e desfințată. Ce a cerut Comisia Europeană polonezilor e valabil și în România. Și anume, anularea deciziilor secției de investigație a judecătorilor, repunerea judecătorilor care au fost dați afară sau pedepsiți în drepturile lor. Despre asta e vorba. Dar aș merge și mai departe. Și la dosarele SIPA, da? Dosarele SIPA, după părerea mea, ar trebui, preluate, și faptul că s-a intrat în viața privată a judecătorilor. Sigur, nu în unele cazuri s-au găsit lucruri ilegale și așa mai departe. Dar faptul că s-a intrat în viața lor privată și faptul că au fost amenințați, lucru care a dus în mod special, și am văzut asta pe o altă televiziune, pe televiziunea Realitatea TV, pe județul Ilfov, cum se întâmplau anumite lucruri acolo, da? Și cum se întâmplă anumite lucruri acolo. Deci, și am văzut exact tipul de presiune pe care am observat-o în sala de judecată, da? În care judecătorii, indiferent ce le arătai, ei trebuia să meargă într-o anumită direcție. Nu poți să dai vina pe judecători de multe ori sau pe ceva. Nu poți să zici că partea asta ar fi plătit în partea nu. Fiind pus sub presiune, spunându-se că știm ce amant ai, sau spunându-le știm la ce oră te duci la baie, sau știm la ce oră sau să aibă camere în baie cum are domnul Bostan, sau să aibă microfoane în saltea cum are domnul Bostan, sau în pernă cum are domnul Bostan, sau în gaia de la capul patului cum are domnul Bostan, sau în lumina de sus cum are domnul Bostan, sau o gură de aer în special în care are domnul Bostan, sau anumite lucruri care sunt parchet cum are domnul Bostan. Deci ca să așa avea, făcând urmarea acestor presiuni, domnul Bostan nu poate să spună multe lucruri. Sau poate să spună multe lucruri. Sigur că este o substituție, ca să-l numim. Dar nu sunt judecător. O secundă. E o substituție. Eu nu sunt judecător. Stanislavski, după cum știți, rus, da? Ca să fim pe limbajul celor care
mare parte din cei care ne conduc, ca să nu zic că avem ceva cu ei, da? Deci Stanislavski... Nu e mare parte, e o mică parte. E practic, de la el pleacă această artă a substituției care este folosită de actori atunci când se substituie unui când ajung un personaj în film, se substituie unei persoane din viața reală tocmai pentru să se apropie de personajul pe care trebuie să-l joace. Și asta e făcută de... a fost această metodă de... a fost descrisă. Maestrul Stanislavski. Iar am folosit pe domnul Bostan ca metodă de substituție, domnul Bostan, pentru această situație, fiind sigur o altă persoană care da. Este supusă sub presiune. Domnul Bonescu, pentru că fuge timpul, în 30 de secunde vreau să dau o știre bună pentru toți telespectatorii și pentru telespectatorii și pentru România. E vorba de războiul din Ucraina, ruso-ucranian. Rușii încep să simtă efectele sancțiunilor economice. PIB-ul va scădea cu 2,5%, Rusia pierde în fiecare zi 300 de milioane de dolari, atât a costat o zi de front, 300 de milioane de dolari americani, 30.000 de militari și-au pierdut viața, militari ruși, iar la Kremlin au început, anumiți oameni, anumiți tipi, au început deja să vorbească, se creează scenarii și toate aceste informații pe care vi le-am transmis vin de la surse din administrația din jurul lui Putin. Sunt chiar trei scenarii, pentru că a avut loc o întâlnire la Vilnius acum vreo două săptămâni, în care sunt trei scenarii care se vor juca sau pot fi jucate în următorul timp, scenarii post-Putin, after Putin. Domnul Bostan, vă rog, în încheiere. Este foarte important cum, în primul rând, ce se va întâmpla săptămânile următoare. Se pare că Putin încearcă, și vedem ultimele astăzi și ieri, o intensificare a focului și sunt mai multe vești privind posibilul atac asupra Odesei, care eu zic că e ușor utopic. Nu o să reușească. Dar situația este foarte gravă în continuare. Deci se întâmplă lucruri dincolo de închipuirea noastră și probabil o să aflăm atrocități foarte, foarte mari întâmplate în ultima perioadă. Venirea unui nou ambasador foarte în România, din partea Statelor Unite, un ambasador de profesie. Deocamdată numită. Numită de și va veni în următoarea perioadă. Ea a fost în România, a lucrat în ambasadă. Ultima poziție foarte importantă a fost ocupată în Kosovo, șef de misiune OSCE, unde acolo e o situație destul de tensionată. Deci un ambasador care știe să lucreze atât cu partea culturală, cât și cu negocierea de conflict, da. Probabil va ridica profilul României și va putea aduce un ajutor României în acest sens. A lucrat în România, la ambasada din România, în domeniul cultural, după care a fost la Paris, unde tot pe domeniul cultural, dar și pe OSCE, da? După care a lucrat la Kiev și a lucrat la Moscova de două ori. A fost, practic, a avut două mandate la Moscova. Deci, ultima poziție fiind în Bosnia-Herzegovina, vine în România, e o persoană care cunoaște foarte bine această zonă, cunoaște România, că a lucrat aici, cunoaște și domeniul cultural, și domeniul, că dacă nu știi partea culturală, să înțelegi da. Mersul ăsta, da. Și e de salutat. Nu mai avem timp. Da, vă rog, ultimul cuvânt, spuneți. Dați-mi voie să este doamna Kathleen Ann Kavelec, perfect. Care vine din Departamentul de Stat, cu mare experiență diplomatică, în așa fel încât ambasada României, ambasada americană, da. La născută în California. Trebuie să ieșim. Toată situația geopolitică. Mulțumesc foarte mult, domnule Rusu. Ne pare rău, trebuie să ieșim pentru că depășim cu foarte mult. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi. O seară plăcută. Ce depășim? Rămâne cu Nadia Ciurlin. Ce depășim?